tuturor, eu sunt Andra și astăzi vă vorbesc despre o brățară de la Sofil. Această companie m-a contactat acum ceva timp și m-a întrebat dacă vreau să fac un video despre o brățară de-a lor. Mi-au dat o brățară și la alegere 5 charmuri. Nu am desfăcut cutia, acesta va fi un unboxing slash prima impresie. Nu am avut niciodată o brățară de la Sofil, nu am atins niciodată una, nu știu exact cum este calitatea. Am văzut la alte persoane, dar n-am avut eu una să mă uit de atent la ea și să văd cum este. Așa că în acest clip o să vă arăt ce charmuri mi-am ales și o să vă spun impresia mea despre această brățară. Așa că dacă sunteți interesate, continuați să vizualizați. După cum am spus, acest videoclip va fi o primă impresie. Nu am deschis această cutie. Voi deschide acum pe cameră. Ok, este un plic galben. Și apoi este un din asta un card pe care scrie că bijuteriile sunt din argint. Dacă nu știți ce este acesta Sofil, dacă n-ați mai auzit de Sofil până acum, este un site foarte interesant. Eu nu am intrat până acum pe site-ul lor până să mă contacteze ei. Doar am auzit de la fete, dar nu știam ce produse vind ei. Și am intrat pe site-ul lor și am văzut câteva chestii foarte, foarte interesante. Unul dintre ele fiind acel lănțișor cu nume. Poți să-ți scrii numele pe lănțișor și am spus că vreau și eu acel lănțișor. Am căutat de foarte, foarte mult timp, dar erau foarte scumpe sau nu erau de argint sau chestii din astea. Și când am văzut că cei de la Sofil au acel lănțișor, am zis că vreau neapărat. Așa că mă gândesc, poate de Crăciun sau ceva, vreau să-mi comand acel lănțișor. Este foarte, foarte drăguț. O să vă pun o poză să-l vedeți. Arată foarte fain. Ei au pe site-ul lor tot felul. Au cercei, au charmuri, au brățări din acestea, au lănțișoare, au o grămadă de chestii. Chiar am fost surprinsă când am intrat pe site-ul lor, pentru că ai de unde să alegi și au tot felul de chestii. Adică nu sunt doar brățări sau doar cercei, sau sunt o grămadă de chestii și au și aur, au și argint, au și brățări de piele. Am rămas chiar foarte, foarte surprinsă. Haideți să vedem ce este în acest pliculeț galben. După cum vedeți, nu l-am deschis. Sper că se vede. Sunt foarte entuziasmată să văd cum sunt. Ok. Vine cu un săculeț. Deci a venit așa într-un săculeț din acesta gri și are o lavetă ca să ștergi bijuteriile, ceea ce mi se pare foarte interesant. Săculețul este așa ca de catifea, e fin, foarte drăguț. Și aici sunt bijuteriile. Fiecare bijuterie este împachetată individual. Da, am scos tot. Asta e destul de mare, îmi place mult când călătorești sau chiar și când le ții acasă, poți să le pui în chestia asta să nu se pună praful pe ele. Și acum să deschidem brățara. Brățara arată așa. Înainte să desfac charmurile, o să vă zic cam după ce temă mi le-am ales eu. Am vrut să fie o brățară într-un fel elegant, adică să o poți să o porți la un restaurant sau la o petrecere sau la un eveniment, dar în același timp să fie și ceva purtabil pentru fiecare zi. Și am vrut așa să mă încadrez într-un fel, într-o temă, nu știu exact cum să vă explic, dar am vrut să nu fie chestiile foarte una de un fel, una de un fel, una de un fel. Și m-am decis ca prima brățară Sofil să fie cu tema iubirii. Am încercat să aleg o grămadă de produse din categoria iubire. Îmi place că pe site-ul lor sunt puse pe categorii și vă este foarte ușor să le alegeți. Așa că, da, tema este iubire slash ceva de purtat în fiecare zi, slash ceva elegant, nu știu, îmi place foarte mult cum a ieșit și de-abia aștept să văd cum o să arate pe brățară. Primul charm este cel al lunii aprilie, are niște inimioare pe margine și în centru are așa un lănțișor de pietricele mici. Îmi place extrem de mult, am fost foarte fericită când am aflat că piatra norocoasă a lunii aprilie este așa albă. Îmi place foarte mult cum merge această piatră cu argintul, mi se pare că arată foarte drăguț, îmi place, wow, este super. O să o pun pe brățară, îmi tremură și mâinile. Ok. Al doilea charm este acesta care are inimioare pe el. Cum am zis, tema iubirii. Și acesta are inimioare simple, inimioare care au înăuntru o pietricică și inimioare care sunt făcute din pietricele. Wow. Văd că arată aici jos 925, sunt inscripționate, ceea ce mi se pare foarte interesant, dar nu mare să se vadă urât sau ceva. Ce drăguț!
Apoi, al treilea charm este acesta pe care scrie Love și are tot așa pietricele din acestea albe. Ce drăguț! Wow! Sunt foarte ușoare, îmi place asta. Să-l pun și pe acesta. Wow, arată atât de fain! Următorul charm este acesta cu floare. Dar dacă te uiți atent, petalele par a fi niște inimioare, de aceea mi-a plăcut acest charm atât de mult și am vrut să-l iau și pe ăsta. Pare foarte interesant și îmi place, are așa o pietricică înăuntru, wow, e foarte fain. Place! Și apoi, ultimul charm pe care l-am luat și de care sunt cea mai entuziasmată este acesta cu inimioară personalizată. În care am pus o poză cu mine și cu mama. Wow, cât de drăguț e! Și pe spate are așa niște pietricele încrustate. Oh my god! Vai, cât de drăguț arată! Mi-am pus și brățara la mână. Arată excelent, îmi place la nebunie. Foarte, foarte frumoasă. Vreau să vă zic că eu mi-am luat brățara un pic mai strâmtă pentru că mie nu-mi plac acele brățări care se mișcă de sus în jos, nu știu, am o boală pe creier, vreau să stea cât de strâmte și fiindcă eu nu o să adaug foarte multe charmuri deodată pe o brățară pentru că mi le-am ales așa pe teme, mie mi se pare că 5 charmuri pe brățară deodată e de ajuns. Dacă vouă vă plac mai multe, puteți să puneți, dar mie îmi place cum arată așa cu 5 charmuri și nu plănuiesc să pun mai multe, de aceea am și vrut o brățară mai micuță. Dacă vreți, puteți să o luați mai largă dacă vă place așa să se miște când mișcați mâna, dar mie îmi place să stea așa mai strâmtă și chiar îmi place că îmi vine perfect. Deci nu e nici strâmtă să nu zici că, uite, mai mic apeși un deget prin ea, dar nu e larg încât să alunece de sus în jos pentru că nu îmi plac acele brățări. Știu că atunci când mi-am luat ceasul, am fost cu el să dea chestii din alea jos din el, cred că de 3 ori, pentru că prima dată era extrem de larg, apoi mi-au scos decât una și nu-mi plăcea cum arăta, apoi mi-au scos 2 și din nou mi se părea foarte mare, adică se mișca și apoi am mai mers încă o dată și am scos încă una să fie 3, pentru că mie îmi place să stea acolo unde îl pui, mai ales că atunci când transpir sau ceva alunecă și la fel am vrut să fie și cu această brățară, așa că îmi place la nebunie că e așa strâmtă și că nu se duce de sus în jos. Acum vreau să vă vorbesc puțin despre ei, pentru că am văzut câteva chestii interesante pe site atunci când mi-am ales charm. Unul la mână au transport gratuit peste 50 de dolari, ceea ce mi se pare super interesant. Oriunde ai locui, dacă ai peste 50 de dolari, este free shipping, ceea ce e super. Eu știu că am fost pe o grămadă de site-uri și nu numai de bijuterii, și de machiaje și de haine, poți să comanzi de cât vrei tu. Unii pun taxa de transport pe greutate, iar alții, în funcție de cât comanzi, mărești și taxa de transport, e foarte ciudat. De asemenea, o altă chestie bună este că timp de un an puteți să înapoiați produsele dacă nu vă mai place sau dacă s-a întâmplat ceva cu ele sau ce știu eu, puteți să le înapoiați timp de 365 de zile. Asta n-am mai auzit-o la nimeni până acum și mi se pare foarte tare. Nu are niciuna vreun defect. Wow, este super, super, super. Vreau să fac un mic test să vedem dacă se deschide. După cum vedeți, nu. Yay, nu se deschide. Stă foarte fain. Doamne, cât îmi place și arată atât de elegant. Wow, 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 chiar e super. Și charmul acesta cu poză, să știți că arată super, deci exact atunci când dați comandă de charm, încărcați poza și vă așezați voi cum vreți, este identic și la fel, știu că am ales ca poza să se termine exact unde mi se termină mie capul, iar în colțul celălalt să se termine unde îi se termină mamei mele capul și este identică și la fel, wow! Super, super, super! Îmi place la nebunie și faptul că pe spate sunt așa pietricele. Am văzut că la charmurile astea personalizate, pe unele puteți să scrieți voi ce vreți pe spate. De exemplu, dacă puneți o poză de la nuntă, pe spate puteți să scrieți data sau inițialele A plus N sau ceva de genul. Ceea ce mi se pare din nou foarte interesant și cum am zis, lănțișorul acela cu nume este pe wishlist-ul meu. Vreau să mi-l iau de Crăciun. Obligat forțat, pentru că arată foarte drăguț. Poți să-l porți doar ca un lănțișor simplu sau împreună cu alte lănțișoare, gen unele mai lungi, unele mai scurte. Am văzut la foarte multe persoane și de atunci am zis că vreau să-mi iau un asemenea lănțișor, dar n-am găsit pe nicăieri. Și acum că am văzut aici pe Sofil, super, super, super. Cei de la Sofil mi-au procurat un link pe care puteți să dați click și vă duce pe site-ul lor și de asemenea un cod, o să-l pun aici pe ecran,
cu 5% reducere pentru fiecare comandă. Când am auzit de acest concept de brățări pe care poți să adaugi tu ce charm-uri vrei, m-am gândit că ar fi fain să ai așa mai multe tematice, nu știu, așa îmi place mie. Și am vrut ca prima temă, prima brățară să fie cu iubire, pentru că consider că iubirea e cea mai importantă. Nu cade! Foarte rezistentă, nu cade, adică uitați ce-i fac. Și cum v-am zis de lungimea brățării, ei recomandă pe site să o iei cu 1,2 cm mai lungă, dar eu am vrut să fie fixă și am luat-o doar cu 1 cm mai mare, pentru că, v-am zis, nu-mi place să se miște, îmi plac brățările acestea care stau fixe, eu și cu inelele sunt foarte obsedată, îmi place să le poți scoate destul de greu, adică nu să tragi din prima să iasă, îmi place să te chinui un pic să îl scoți, la fel și cu brățările și cu ceasurile, toate îmi plac să stea un pic mai fix pe mână. Ah, de asemenea am văzut pe site că au un fel de opritoare, se numesc stopper și se pun în anumite locuri în care vrei tu ca charmul să nu depășească acel loc, de exemplu poți să-l pui unul la o treime, unul la două treimi și astfel ai împărțit brățara în trei și astfel charmurile nu se mută, ceea ce mi se pare interesant, dar eu vreau ca charmurile să stea așa cum vor ele, nu vreau să le pun eu într-un anumit loc. Cred că o să iau un safety chain, am văzut că este un lănțișor care se leagă de o parte și de alta a brățării, chiar aici la capăt, și în caz că ți se desface, acela se întinde la maxim și brățara nu poate să alunece în jos pe mână, știi? Adică dacă n-ai avea acel safety chain, s-ar desface și ar pedea pur și simplu. Dar dacă ai acel safety chain, rămâne brățara pe mână și astfel nu cad nici charmurile, ceea ce mi se pare super, super interesant și cred că o să-mi iau un din acela, dar după cum vedeți, nu vrea să se desfacă. Vedeți? E foarte stabilă, îmi place mult de tot, deci o ador! Sper că și vouă vă place și că v-am dat câteva idei dacă plănuiți să vă luați o brățară. Mie mi se pare că arată excelent și inițial eram un pic, wow, ce aleg, sunt atât de multe produse, nu știam ce temă, ce... Nu, aveam o grămadă de idei în cap, dar nu știam pe care să o aleg. Cam asta a fost pentru clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut brățara mea, nu uitați să-mi lăsați un like și de asemenea, dacă cumva se întâmplă ceva cu brățara, o să pun în descriere, dar nu cred că se va întâmpla nimic, adică am încercat să o fac să cadă, pentru că am văzut că în unele comentarii unele fete ziceau că se desface. De asemenea, dacă vreți să mă urmăriți pe Instagram și pe Twitter, link-urile sunt în descriere și canalul de vlog pe care postez în engleză este și el în descriere. Iar până data viitoare, aveți grijă de voi! V-am pupat!